Bună ziua, bine v-am regăsit, ora de sănătate. Vorbim în minutele următoare despre o viață care a fost închinată neurochirurgiei, despre o pasiune care și astăzi îl duce într-un cabinet medical, deși ar putea să stea liniștit la pensie. Vorbim despre un specialist, un nume pe care cu siguranță toți l-ați auzit, despre un profesionist că prin mâinile și prin mintea și prin filtrul căruia au trecut peste 43.000 de pacienți. Invitatul meu este domnul doctor Valeriu Zaharia, neurochirurg, mai mult decât cunoscut, pot să spun așa. Bun venit în studio, mulțumesc că ați dat curs invitației. Aș vrea să nu fiți lipsiți de modestie, pentru că am dat altă temă acestei emisiuni, dumneavoastră m-a spus să schimb acest lucru, dar eu am să continui să spun. Când un pacient spunea familiei sau tu știai că te duci cu o problemă la doctorul Zaharia, de regulă se spune așa: a, ok. Tocmai din acest motiv am vrut să dăm alt titlul emisiunii, dar dacă dumneavoastră nu veți, asta nu schimbă cu nimic renumele specialistului, renumele neurochirurgului Valeriu Zaharia. Greșesc când spun peste 43.000 de pacienți, că între timp de când ați ieșit la pensie ați mai văzut probabil mii. Nu, cei de care vorbiți sunt cei strict care de la spital. Strict cei care au fost internați în spital. Dar la care în timp ați mai adăugat? Nu, în timp au fost consultații de policlinică la care n-am avut pacient. O parte. Da, pacienți. Era o parte de diagnostic. În spital era și parte de diagnostic, parte de investigații, parte de activitate chirurgicală și așa mai departe. Adică cei pe care îi văd la ora actuală sunt pacienți care vin în policlinică și cărora trebuie să le pun un diagnostic. Mă rog, asta e... Erați învățat să faceți tot da. Ceea ce era de făcut. V-ați mai întoarce în spital? Până să intrăm la discuția despre profesie, despre o profesie pe care unii o consideră foarte grea, dar pe care noastră, dacă da, mi-aduc aminte, a spus că sigur că m-aș întoarce, dar aici e o problemă mai lungă de discutat. Contează totdeauna colectivul în care lucrezi și eu vreau să vă spun că am avut în formarea mea ca neurochirurg la profesorul Arseni la București, între 72 și 77, am avut un colectiv de oameni de care mi-era greu să plec și acasă ca să nu-i văd. Adică atât de... eram o familie acolo. Nu existau certuri, nu existau invidii, nu existau, de-n contră. Tot timpul căutam să ne ajutăm unii pe alții. Dar între timp, viața noastră, știți bine, că a evoluat și n-a evoluat în bine, a involuat. Din păcate. O să vorbim și despre asta, cât este de important, deși e clar pentru toată lumea că atunci când te înțelegi într-un colectiv, lucrurile sunt constructive. Evident. Și mi-aduc aminte... acum 20 de ani când ne-am cunoscut și când mai făceam emisiuni și vorbeam de diverse lucruri, admiram colectivul închegat pe care l-ați avut la neurochirurgie la Spitalul Județean. Da, am avut un colectiv foarte bun, am avut niște fete extraordinar de bune. Fete și doi sau trei brancardieri, nu mai mi-aduc aminte. Nu contează, care, dar era erau și în același colectiv. Adică eu totdeauna am spus că degeaba s-a spus că mergi la Zaharia și te face bine sau ceva, că era de fapt o muncă colectivă. Eu dădeam nota aia pe care ele nu puteau să o facă, fetele. Dar de îngrijit, mi-au îngrijit bolnavii și nu pot să uit faptul că toată lumea îmi spunea că exista o diferență mare între secția unde, pe care cu dificultate am înființat-o, fiindcă la început parcă vindeam semințe la stadion, adică mă mutau dintr-un salon în altul, mă rog, eram nou venit, lumea avea alți idoli pe vremea aia, dar încetul cu încetul idolii s-au retras în lăcașurile lor, lumea a început să înțeleagă că a venit un alt curent care e altceva decât ce li se spunea lor. Că lumea evoluează, asta trebuia să da, înțeleagă. Și e greu de înțeles și de acceptat. Și mi-aduc aminte că îmi spunea lumea că, măi, la tine pe secție am văzut că este extraordinar de curat. Păi zic, e curat pentru că
Am stabilit altfel, niște reguli. Nu niște reguli, eu n-am făcut ședințe, n-am făcut emisiuni, nu țineam personalul. Dimineața îi adunam la o ședință care dura 5 minute. Le spuneam ce au de făcut în ziua respectivă sau ce program avem. Ședințele ne omoară, ne pierd timpul. Noi suntem niște ședințomani. Mă rog, eu nu fac ședințele, eu fug de ele. Ședința o faci în mers, adică îți faci o activitate, fiindcă activitatea din ziua respectivă, dacă nu ți-o ai ordonată, except în situațiile în care apar urgențe, că medicina nu e ceva planificat, la ora 10 se accidentează unul, la 12 altul sau la 3 îți vine un copil cu tumor în cap. Nu, te adaptezi la program din mers, fără ședințe, fără, nu știu, evident că eram și sever cu personalul, poate câteodată vorbeam mai răstit, dar n-am făcut-o niciodată cu răutate, o făceam mai pentru că mersul evenimentului era de natură să grăbească un act medical pentru bol care era favorabil bolnavului, nu mie sau altcuiva. Deci, apropo de colectiv, am avut un colectiv de fete excepțional de bune. A fost Ela Zveica, Dorina Mălăroiu, Luminița Bolânu, mai Amalia. Nu, au zis, știți ce se întâmplă. Eu trăiesc în mediul real. Ochii care nu se văd se uită. Și mai aduce aminte câte ceva, nu poți să te super pe cineva că nu te mai caută, nu? Noi am prieteni foarte buni, mă bucur de o companie de prieteni pe care îmi pare rău că nu i-am cultivat când eram în spital, dar n-aș fi avut timp. Mircea Dridea, de care îl cunoașteți, domnul Manea Marian, domnul Petre Ionescu, inginerul Dorin Stoica, un coleg de-al dumneavoastră, Marian, îl știți probabil, care face articole de sport, da? Deci mă bucur de compania lor și cu care mă întâlnesc cu plăcere acum. Nu-i nevoie să plâng că nu mă sună cineva. Dacă simt nevoia... dacă simt nevoia să sune, sună. Ok, dar altfel nu pot să le pierd, să le port, mă rog, o ranchiună că nu mă sună, că am lucrat cu ele atâția ani. Se întâmplă, au și ele familii, au copii, au și alte probleme, așa cum le avem cu toți. Haideți să vorbim despre această meserie. Spuneam ceva mai din vreme, unii o consideră o specializare destul de grea, chiar foarte grea. Dumneavoastră, mi-aduc aminte că spuneți odată, nu e grea. Ce anume? Că nu e atât de grea. Nu, e adică grea, e grea. Depinde cum o faci. Depinde cum o faci. Problema e să nu o faci ca să te faci neurochirurg și să-ți pui o ștampilă în piept, cum au mulți medic cu tare, mă mir că nu-și pun și adresa și adresele familiei și nu știu ce, ca să le atârne ceva, să vadă lumea cu cine vorbesc. Eu avem o monogramă pe halat DRVZ, atâta era scris la mine. Deci am urât totdeauna chestiile astea care de fapt îți făceau o reclamă. Deci întorcându-ne la asta, dacă o faci cu plăcere, nu, și simți că o și faci... cu pasiune. Da, evident, cu pasiune, o faci bine. Dacă faci, fiindcă ai vrut să te faci neurochirurg, n-ai noroc, n-ai e succes. Așa, e o chemare către? Nu știu dacă a fost chemare. A fost o întâmplare că am citit o carte, asta a lui Douglas, Obstacole, care era... Mereu am vrut să vă întreb viața, conținutul. Da, viața doi chirurgi. A doi neurochirurgi. Bine, asta e o poveste. Nu e ceva real de acolo, dar descrie foarte bine personalitățile. Erau Cushing și Dendy, care au fost întemeitorii... Cushing a fost întemeitorul neurochirurgiei asta moderne. Și ce mi-a plăcut la... Astea erau niște oameni extrem de severi. Adică n-admiteau lingușitori, tot felul de trepăduși, cum din păcate... Oblinda dumneavoastră, nu greșesc. Nu greșiți, că nici mie nu mi-au plăcut turnătorii, trepădușii și mai ales cei care răspândeați. Poate de asta răspândeați. Sunt și incomod pentru... Da, bineînțeles, am fost incomod, dar vă spun că nu mi-a păsat niciodată eu de chestia asta. Dacă și cartea asta m-a făcut... Adică mi-a deschis puțin ochii către o specialitate în care pentru mine mi se părea imposibil de făcut. Adică spuneam, cum să te operezi pe creier, că moare omul.
Și am început să citesc, am început să iau niște cărți mai vechi, mai noi, ce găseam pe vremea aia la noi. Și norocul meu a fost că am întâlnit la Spitalul Nou un doctor excepțional de bun. Numele lui este Mihai Stanciu, s-a prăpădit acum câțiva ani, dar de la care eu am învățat foarte mult și care mi-a umplut biblioteca, pentru că el a făcut o cerere de emigrare și a plecat în Statele Unite în timpul lui Ceaușescu. Și de la el am primit tot timpul informații medicale pe care nici cei de la Spitalul Nou nu le aveau. Și pot să vă mai spun ceva, că el a fost, când s-a întors în România, fiindcă, mă rog, l-a atras totuși România, a ținut un speech cam de vreo oră și ceva, în care a prezentat protocolul de politraumatism la Palatul actual al Parlamentului, la primul congres internațional de chirurgie din România, pe care acest protocol, văd că domnul doctor Arafat, sau mă rog ce e, capitan, colonel sau general, că nu-l dibuim, l-a cam schimbat, crezând că a adus o inovație, dar de fapt a făcut o, zic, o greșeală, pentru că acest protocol are niște repere absolut exacte și care te învață ca să nu greșești în fața unui accidentat, să spunem. Păi nu era, nu-i mai în măsură, adică dumneavoastră, ca specialist, știți mult mai bine și cred că asta trebuia să conteze, ceea ce vede specialistul. Corect. Dacă se regăsește în toată acea, în tot acel protocol, nu să vină că mâine poi mine va veni și vreun politician care se gândește el peste noapte că ar avea o idee la un protocol. Eu nu văd așa lucrurile și n-ar trebui, cred, să fie așa. Nu, așa cum ați spus, așa e corect. Adică protocolul ăsta trebuie respectat, fiindcă respectând asta îi respecti viața omului. Îl ajuți, îl poți ajuta sau nu îl poți ajuta, că există mai multe situații. Dar majoritatea cazurilor îl ajuți. Păi, tocmai de aceea sunt creionate aceste protocoale și studiate în timp, nu? Sunt studiate în America, au făcut un studiu pe mulți bolnavi pentru că au văzut că existau discuții între specialități. Dom'le, ca la, mă rog, melodia Mozart, invitație la un concert, când fiecare instrument s-a certat care e cel mai bun. Pianul, flautul, acordeonul și până la urmă a venit dirijorul. Ai cântat toți cum vrei și a ieșit o nebunie. În momentul în care dirijorul i-a spus tu ai să fii flaut, tu ai să fii cu tare, tu ai să fii cu tare și intri acum, era un protocol, nu? Și în momentul în care au intrat au văzut că există o armonie și existând armonia stă și o melodie care este place urechii. Așa e și în medicină, numai că aici e o, mă rog, e o treabă care privește viața. Și cu care e clar că nu poți să te joci, pentru exact. Că uneori viața târnă de un fir de bun, ață. Și deci, doctorul Stanciu, el a făcut protocolul ăsta, el a fost unul dintre corifei neurochirurgiei românești. Se vorbește și de doctorul Dănăilă, care este excepțional de bun. Eu fiind mai apropiat de doctor Mihai Stanciu, pentru că am stat cu el până aproape în clipa în care a murit, evident că am un alt sentiment de afecțiune. Adică s-a vorbit mult timp uitându-se de doctorul Stanciu, s-a vorbit numai de doctorul Dănăilă, ceea ce era o nedreptate. Și nu sar de la una la alta, fiindcă timpul nostru cred că e scurt, și aici, în Prahova, mai e o nedreptate. Cu Spitalul Județean, numele Spitalului Județean ar trebui să fie dat numele doctorului Andreiu Constantin, care a fost unul dintre cei mai mari chirurgi, nu din România, nici din Europa, din lume. Și lumea nu știe asta. La toate străzile, vă, strada Primăverii, strada Toamnei, strada Ploii, strada nu știu cum. Dom'le, chiar nimeni nu s-a gândit că spitalul ăsta merită să aibă, mai ales că are un nume de rezonanță. Și poate că ar trebui să adăugăm așa, știu din zona medicală, așa. Poate nu toți, îmi cer scuze, sau poate știu toți, dar nici nu s-a vorbit foarte mult. Aici o altă nedreptate, nu, eu am vorbit vis-a-vis de nume,
medicinei, să zicem, în Prahova, deci profesioniști, oameni care au, cumva au scris istorie. Cum de altfel aș vrea să cred că sunteți și dumneavoastră acolo, oricât de modest ați fi. Dar întorcându-ne la acest nume, ați făcut demersuri, dar nu știm să ne prețuim oamenii care au fost pe lângă noi, oamenii care ne ridică sau ne-au făcut cunoscuți. Poate că această emisiune și altele ar putea să îndrepte lucrurile. Auziți, eu, dacă ați înțeles de la început, nu-mi plac hârtiile, ședințele, vorbele știu multe. Știu că l-am înțeles, știu că așa sunteți. Bun, deci singurul demers pe care l-am făcut a fost că am vorbit la un post alătura dumneavoastră aici acum mulți ani. Am vorbit și înainte să ies la pensie, am vorbit și nu mai țin minte la ce posturi de povestea asta. Dacă tot timpul ți se pune pumnul în gură, că dacă n-ai scris, noi n-am văzut, dar de auzit ai auzit că altădată mai trăgeau cu urechea oamenii și poate auzeau lucruri de care poate tu te fereai să le audă. În fine. Probabil urechea era formată și eu cred că a revenit urechea care e formată pe o anumită zonă. Deci asta e iarăși un mare of al meu, că numele spitalului, deși pot să vă spun ceva, că doctor, am văzut bolnavi operați de doctorul Andreoiu pe cap. Deci în momentul când se făcea neurochirurgie la nivelul Cushing și al Dendy, și s-a operat extraordinar de bine. Erau deci operați... Acum câți? Păi asta era în 77-78 vorbesc. Da, erau bolnavi operați înainte de 77. Deci doctorul Andreoiu... Adică într-o perioadă în care... Neurochirurgia era la început. În România exista la Spitalul Bagdazar Arsene prima secție de neurochirurgie cu 5 paturi. La profesorul Bagdazar. Pe urmă, acum e schimbat tot. S-a făcut o secție, un spital mare de neurochirurgie. De fapt, nu neurochirurgie. Tot grație acelui protocol al colegului și prietenului meu, doctorului Stanciu, s-a construit și acest spital cărui s-a dat o destinație de mai multe specialități. Adică decât să plimb bolnavul cu salvările de la un oraș la altul sau în oraș să-l plimb, mai ales în aglomerația asta și în foamea asta de benzină și de energie, că se adaugă tot timpul, viața noastră merge înainte. Era un spital toți specialiștii, deci vin doctorii la... Între timp a apărut informația pe telefon sau pe video să îți cer părerea ca doctor și altui coleg. Dom'le, tu ce ai face în situația asta? Deci bolnavul avea un consult interdisciplinar consistent. Apropo, se mai face acum? Nu știu. În altă parte se face. În Italia se face. Am înțeles răspunsul dumneavoastră. În Italia se face. Așa ni se pare, că lucrurile nu mai stau cum au stat altădată, când lângă tine se întâlneau mai mulți specialiști din acum, diverse domenii. Acum există orgolii... Există orgolii și pânda de greșeala unui doctor. Greșeală nu, că eu nu cred în greșeala unui doctor, adică trebuie să fii legat la mâini să spui că un doctor a greșit și diagnostic, chiar dacă l-a greșit. Se întâmplă, medicina e o disciplină în care, cum să vă spun eu, pacientul e ca un bloc, cum îmi spunea Michelangelo, și el trebuie să vadă statuia în el. Bun, stai de vorbă cu bolnavul, consulți, îl investighezi și începi să dai la o parte plusurile și apare diagnosticul. De cele mai multe ori, câteodată e dificil. Și eu am avut bolnavi la care n-am știut ce au și le-am spus, doamne, mergeți mai departe. Nu mulți, dar am avut. Adică am avut curajul să le spun bolnavilor. În rest, ceilalți spun, nu, asta e, ești... Eu spun sigur că asta e. Pe mine când mă întreba cineva în spital... de operație, spunea, da, vă spun sigur că o să reușească 100%, dar dacă mă întrebați de rezultat, vă spun de acum că nu scapă. Și familiile erau înnebunite. Cum? Adică îmi spune că merge bine operația, dar bolnavul nu scapă. Păi nu, trebuie să ții cont ce anume are bolnavul, în ce zone are, că sunt zone vitale ale corpului care nu suportă agresiunea, că intervenția chirurgicală e o agresiune. E o agresiune, orice fel de intervenție, și apendicectomia, și, mă rog, operația de apendicită, sau și o plagă care se coase, tot o agresiune, dar e o agresiune în folosul bolnavului. Da.
Cât a evoluat acest domeniu? Spuneam că ați închegat acea secție de neurochirurgie la județean. Parcursul a fost unul care a trecut prin București pe lângă acești oameni care buni profesioniști, dar cât a evoluat față de acum câțiva ani când pășați în acest domeniu și până astăzi? Ce era atunci, să zicem, mai specific ca și afecțiune și ce este acum? În ce mă privește, vă pot spune, eu am avut o patologie bogată la care lucrez și acum să mi-o ordonez, fiindcă, mă rog, asta a fost formația mea, fiindcă, ați înțeles bine, eu toată viața mea am stat în spital, nu de la 8 la 12, am stat 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână din 7, 31 sau 29 sau 28 de zile din 28, 365 de zile din an. Mi-am luat câteva concedii, atâta tot. Deci am avut timp să-mi adun material, nu era material, pe măsură ce externam bolnavii, mi treceam într-un caiet pe diagnostice, pe grupe de diagnostic și, evident, vârstă și cu niște date medicale în ceea ce privea specialitatea mea sau dacă mai aveau ceva. Deci despre asta pot să vorbesc. Ce e acum la spital, nu știu, la neurochirurgie, adică nu știu ce patologie au. Știți de ce întreb? Mi-aduc aminte de discuția aia incomodă pentru unii. Să aducem un tomograf la județean. Păi, politica asta de a adus tomografie, de a adus tomograful, v-a spus că a început cu mine. Eu am început să fac lobby. Tocmai de ce spuneam? Bun. Adică s-a adus. Au evoluat. Nu, ați văzut în viitor care este perspectiva, să spunem așa, către ce se îndreaptă, ce putem aduce? Bine, okay. Totdeauna ați avut conexiunea afară. Nu, s-a adus. Dar în momentul în care s-a adus, rămânea să se facă partea de achiziție. Și știți foarte bine ce s-a întâmplat în România cu achizițiile. Mie, eu am fost dat la o parte cu o brutalitate extraordinară. Pentru că trebuia achiziționat un aparat, mă rog, bine că l-au achiziționat, pentru mine a fost un ajutor, fiindcă mi-am prăjit mâinile cu angiografiile pe care le făceam, bolnavul primea două injecții, respectiv două expuneri la radiologia clasică, ca să poți să-i faci o arteriografie, se numea, sau angiografie. În momentul când a venit computer tomograful, am fost salvați, atunci puteam să vedem în tot capul, înainte trebuia să vedem doar jumătate de cap și trebuia să completez cu o poză și jumatea cealaltă. Au fost situații comice apropo de filme, când a fost criza de filme și trebuia să iei aprobare de la direcția sanitară și acolo era un doctor, mă rog, n-are, adică nu știu dacă mai trăiește Dumnezeu să-l ierte, nu-i pomenesc numele, care dădea rețetă pentru jumătate de film. Și când mi-a spus, stați puțin, jumătate de film. Și când bolnavii veneau cu filmele, mă rog, ca să nu se voaleze, erau învelite, domn doctor, nu ne-a dat decât o jumătate de film. Păi, dom'le, trebuie să fac două poze, și o față și un profil. Și am pus mâna pe telefon, am vorbit cu doctorul, toașul doctor, trebuie să faceți pe jumătate de film. Faceți și dumneavoastră mai mic. Incredibil. Incredibil. Era și făceam. Eu am făcut rost că pe mine m-a ajutat spitalul nou foarte mult. V-am spus că am fost într-o familie acolo și când n-aveam filme, ceream de la spitalul nou câte o cutie de filme care nu erau ale spitalului, nu era legal ce făceam. Dar n-aveam filme. Nu. Era legal, adică era normal să-i fac bolnavului, dar n-avea filme. Și aia nu e o imagine pe care o ții minte, aia trebuie să o vezi tot timpul, să o ai în față, ca să vezi ce operezi. Pe urmă, venirea computerului a fost un salt. Mare. După aia, saltul mare l-am făcut când prietenul meu a venit din America și eu l-am ascultat timp de 6 ore în care n-am scos un cuvânt și i-am spus la și eu, Mihai, zic eu, ce fac? De acum încolo eu nu mai fac nimic la spital. Ba nu, faci, dar luptă-te să obții și microscop. Părmă, luptă-te să obții și cutare. Și l-am obținut și microscopul a apărut când am ieșit eu la pensie. Dar oricum, el al spitalului există. Adică ceva am reușit. Mult efort pentru... Au zis, nu era vorba de efort, era vorba de faptul că erau
puși oamenii, cum sunt și acum. În niște funcții? Nu, sunt puși în toate funcțiile, numai în niște funcții. Corect. Auziți, sunt în toate funcțiile. Ariviști sunt. Sunt oameni de afaceri, prieteni de afaceri, prieteni de bani. Hai să te pun pe tine, barcagii de ăștia, cum le spun eu, care sar dintr-un partid în altul și care ajung în diverse funcții. Își conservă, da. Funcții. Păi și le conservă, stați puțin, dar nu costisitor pentru, păi, pentru restul, pentru, restul, pentru noi, da, pentru da, lume. Indiferent în ce domeniu, despre ce domeniu și vorbim. Nu știu când o să ne trezim. Că nu vreau să o dau pe politică, dar de fapt se face o politică și o politică sanitară proastă. Lumea degeaba înjură doctorii. Că eu văd atmosfera și în policlinicile astea unde mă duc, care sunt policlinici particulare. Dom'le, atâta costă? Auziți, nu s-au mărit prețurile în condițiile de acum, în care toată lumea a văzut că s-a mărit prețul la gaz, la lumină, la întuneric, la ploaie, la vânt, la tot. Noi n-am mărit prețurile. Bun. Și calitatea examenului este aceeași. Adică eu văd un bolnav 40 de minute. 40 de minute nu stau de vorbă cu el despre film, despre boala lui și despre suferința lui. Asta faceți dumneavoastră. Poate că în alte situații lucrurile se mișcă mai repede chiar și în privat. Nu, știu. Eu fac, le-am și spus, pentru că am și numărul de consultații limitat, fiindcă sunt dat afară de alt coleg care vine să-și vadă și el. Da, tot în aceeași cameră. Bun. Deci, la 40 de minute nu poate să se supere lumea că e examinat. Restul este examinat, cum spuneți, într-o viteză... Mai repede înainte, așa, dacă se poate. Mult mai repede ca n-ai. Da. Cam așa stau lucrurile. Vorbind despre situații pe care le-aș gestionat, despre acești pași înainte, pentru că și computerul și toate înseamnă să mai faci un pas. Că s-au opus unii atunci sau că au comentat, nici nu mai contează. Rezultatul este că astăzi există. Acum este treaba lor cum gestionează ceea ce au. Însă, și de acel mod de a lucra în echipă cu mai mulți specialiști, sunt lucruri care s-au întâmplat. Astăzi, eu cred că nu mai vorbim de acea întâlnire multidisciplinară și eu cred că nu greșesc, după cum văd că se uită lumea după ce este de la un cot. A, trebuie să mă duc la radiolog. Deduce persoana sau mă la medicul de familie că nu știu unde să mă duc mai departe să-mi interpreteze. Deci eu degringolat în zona asta pe banii noștri ca și asigurați. Întorcându-ne însă la acea perioadă pe care, spre exemplu, și n-am să trec peste asta fără să o punctăm. Ați prins 3 mari evenimente, din păcate, evenimente în sens negativ, da? 3 mari accidente colective. Piroliza, dezasfaltarea, pardon. Și ultimul spectacol al Cenaclului Flacăra, atunci când din îmbulzeală, au dărâmat gardul și au fost atât de mulți striviți. Atunci cred că a stat și foarte multe zile la spital. Nu, atunci, Ploiești, am stat multe zile la... Ați mai prins și... La dezasfaltare. Atunci am avut cei mai mulți pacienți. Am avut 75 de pacienți. Și erați o mână de oameni la... Nu, eram singur. Acolo cu colectivul meu. Colectivul dumneavoastră. Da. Și ce a fost plăcut, apropo de asta, că toate fetele, fără să le chem, au venit. Fără să le chem eu. Deci n-au cerut bani. Cum ați gestionat acele momente în care poate viața multora dintre ei a târnat de un fir de păr? Eu, uitându-mă acum, eu și toți cei care ne privesc, la evenimente tot la fel de nefericite întâmplate în ultimii ani, când se dă cu dreptul în stângul, când brancarda unde e, n-a venit nu știu cine, unde să-i ducem, dar de ce acolo, ia-l pe stadul nu știu unde. Mie mi se pare că văd niște filme proaste, ceea ce se întâmplă acum, exact. Gândindu-mă cum atunci, în acea perioadă, când nu aveam atâta tehnologie, nu aveam atâtea posibilități ca acum, ați gestionat aceste accidente care au rămas și vor rămâne în memoria colectivă la Ploiești. Piroliză,
dezasfaltare și cenaclu. Cenaclu mărturisesc că am vrut să merg, m-am întors pe ultima 100 de metri, dar știu foarte bine ce s-a întâmplat, pentru că, da, aveam cunoștințe și prieteni care s-au dus. Fiindcă m-ați întrebat. În primul rând, trebuie să țineți cont de faptul că eu am fost un tip foarte ordonat în tot ce am făcut. Adică și foile mele de observație, le știu toți că erau niște foaie aparte. Eu nu scriam cu litere mari două rânduri. Eu scriam o foaie ca și cum era istoria aia medicală din ziua respectivă a bolnavului respectiv. Plus că eu mă întâlneam tot timpul cu... aveam în cârcă medicina legală. Adică orice lucru care îmi scăpa pe foaia de observație, medicina legală mă sancționa în sensul că se discuta chestiunea. Nu ai văzut că a avut o rană, că de-aia a murit ăsta, că a făcut infecție. Deci la mine nu exista. Deci, pornind de la asta, eram foarte ordonat. Evident că accidentul colectiv te surprinde prin faptul că vine ca un tsunami. Deci tu trebuie să alegi din cei 75 de bolnavi, așa la ochiul liber, care e cel mai grav. După ce vezi care e cel mai grav, îi grupezi. Grupându-i, m-au ajutat și chirurgii atunci, nu pot să spun, m-au ajutat doctorul Dan Oprea, m-au ajutat mulți din Spitalul Județean să suturăm plăgi, de plăgi era vorba la cap sau prin alte părți. Grupându-i, știam care-s gravi și deci de ăștia trebuia să mă ocup cu prioritate. Știam care-s mai puțin gravi, deci îi luam din nou la mână și îi completam după ce îi rezolvam primul timp pe ceilalți și la sfârșit rămâneau cei care erau. Nebunia mare, știți care a fost? Că la dezasfaltare eu a doua zi am vrut să trimit acasă patru înși, nu mi s-a dat voie. De ce? Păi nu, că tovarășul a zis să stea în spital patru zile. Stai, dom'le, dacă n-are nevoie să stea, a avut o julitură. Ce să fac, să-l țin patru zile în spital pentru escoriații, cum o julitură, da, pe termen popular. Nu, stați, nu, eu le-am dat drumul acasă. Bineînțeles că nu le-am mai spus că le-am dat drumul acasă, raportam fals că sunt acolo 75 de ani. Ce dați, puteți să începe să externați. Și pe urmă să mă îndreau cu faptul că sunt... se externează din ce în ce mai mulți, adică s-au făcut mulți bine. Și n-am avut decât... Câte grave au fost? Au fost grave, pentru că pe două dintre ele, cu una dintre ele m-am întâlnit și acum, pe care am operat-o la București. Că n-au vrut cei de la Comitetul Central, că știți cum se trimitea înainte, comisie din București, dar în fine... Am avut un alt maestru al meu, doctorul Mihai Mareți, s-a murit și el, de la care iar am învățat multe lucruri, care a venit trimis de minister aici și a zis, domnule, m-ați trimis degeaba. Că, păi de ce? Era pro ca ministru. Păi toți sunt rezolvați. Și de operat, da, sunt doi. Ce v-a spus doctorul? Zice, da, îi luăm la București. Și la București i-am operat eu. Deci, adică i-am mutat. Numai că ne-am mutat domiciliul. De-a salvat pe toți. Asta este ideea. Una singură a murit, o femeie care era gravidă, a murit în primele 4-5 ore, care a stat la vreo, nu știu cât, la vreo 30 de metri de locul exploziei și care era gravidă în luna, nu mai țin minte, luna 6. Și probabil că s-a întâmplat ceva, i-au spart uterul. A fost o hemoragie fudroiantă și nu, nici n-am apucat, nici chirurgii n-au apucat să vadă, da. Sau să opereze. În întreaga carieră ați avut situații în care să vă reproșați ceva? Adică tocmai asta am spus-o tuturor. Am ieșit la pensie cu și stau liniștit, adică n-am pe nimeni pe conștiință. N-am pe nimeni că i-am făcut rău. Am făcut altceva, adică am avut persoane, adică am avut câțiva, puțin, doi sau trei bolnavi. Mi-aduc aminte de o fetiță care a venit cu o tumoră în creierul mic și n-am putut să-i scot tumora. N-aveam microscop și era foarte aproape de o zonă vitală, dar am avut curajul să le spun părinților, bine, dacă nu operam, murea. Deci nu. Că am vorbit cu domnul profesor Dănăilă și că l-am rugat să o primească pentru că n-am putut să-i scot tumora. Adică nu s-a supărat familia.
Adică a fost o... Nu, alții ar fi făcut scandal, domne, că și fetița asta a avut și alt noroc. A operat-o doctorul Dănăilă, după operația de la doctorul Dănăilă a dezvoltat niște fenomene de-astea medicale groaznice, a avut o tahicardie, adică puls peste 170-180, fost să se oprească inima. E ca la pasărea colibrii, nu? Și am avut noroc că a venit atunci o echipă din America și ne-au făcut cadou, un cadou de vreo 500.000 de dolari, nu în bani, valve ca să le punem unor copii abandonați de la ăștia malformați, la care n-am înțeles rostul, dar acum îl înțeleg, că erau și aia niște ființe, indiferent că n-aveau creier și aveau numai lichid în cap. Dar m-am rugat de unul din doctorii din America, domnule, am și eu doi prieteni. Uite, am fetița asta care e operată de o tumoră și n-au avut valvă să-i punem și are nevoie. Okay. Deci prieten era medicul, nu copil, nu? Da. Ca să nu se înțeleagă greșit. Și spun asta pentru că într-o vreme, iertați-mă că spun, se spunea domnule, dar să chinuie și cu bețivii și Sunt și ăștia oameni. N-a existat diferențe. Da, probabil nici pentru ce. Auziți, am operat și criminali, să știți că i-am operat cu același interes. Nu, i-am operat cu aceeași profesionalism. Adică n-am făcut diferența că ăsta a omorât 5 oameni sau 100 sau 10. Eu eram obligat ca medic să mă ocup de sănătatea lui. A existat? Acum, să zicem că a fost pandemia, nu mai contează, dar și înainte de pandemie se întâmpla așa. Și asta întreb, pentru că, da, renumele este clar. Dar vi s-a întâmplat, sau măcar la începuturi, spre exemplu, cu toată priceperea dumneavoastră, cu toată dăruirea echipei, să aveți pacienți care să spună, nu zice, mai bine îl duc la București. Da, de fapt se întâmplă foarte mult aici, considerând că la București e altă treabă. Acum, poate că perioadele și dotarea diferă. Una era atunci, da, în urmă cu 20 sau 30 de ani la noi. Acum însă cred că și la noi există echipamente și la există. Noi... Nu, dar diferențe sunt. Adică sunt clinici... S-au menținut aceste diferențe. Da, să mențin și să mențin în ce? Pentru că, mă rog, în timpurile astea, acum posibilitățile de a achiziționa echipament medical modern sunt altele la București. Lume relațională. Deci ai o relație, te întâlnești cu unul care are bani, care i-ai salvat nevasta sau copilul și nu știu ce, și ăla îți face un cadou, nu ție, îți face un cadou pentru spital și îți cumpără, să spunem, o trusă de... Ce să zic? O trusă de operații pe cap, care costă mult. Și el îți dă. Sau unul îți cumpără o plasmă de asta pe care să faci, adică să vezi când operezi laparoscopic, cum se operează acum, modern. Deci nu te mai uiți în burta bolnavului, te uiți pe ecran și lucrezi ca femeia care croșetează sau care, da, cum îi spune, da, cu andrele. Parcă aveam și pe Lobonțiu, Adrian Lobonțiu se numea, care și murit, dacă nu mă înșel. Nu știu. Român stabilit prin Statele Unite, cred, și care opera la distanță. Nu, dar sunt vorbesc de chiar operația de aici, chirurgul se uită pe plasma respectivă. Tot vă fascinează zona asta. Bineînțeles. Tocmai de aceea ați mai vrea să mai... Da, adică s-a schimbat medicina și la neurochirurgie s-au schimbat foarte multe lucruri. Adică eu sunt convins că și eu am făcut un progres cât am lucrat în momentul în care mi-a cumpărat prietenul meu în America lupele cu care s-a schimbat soarta bolnavilor operați. Pentru că atunci când operez cu ceva care mărește, evident că te ajută, nu vezi altceva. Îmi pare rău că n-am adus ochelarii la mine să vedeți, dacă vă uitați în palmă, că vedeți ceva. Dacă vă uitați cu ochelarii, o să vedeți mult mai multe lucruri. Deci vă dați seama că lucram în primul rând deschideri de craniu mult mai mici, nu de-astea mari. Deschidere de... Da, am făcut-o pentru că aveam lupele. Fără lupe nu puteam să lucrez. Cu lupa vedeam ca și când vă văd pe dumneavoastră, ba chiar mai mult decât vă văd pe dumneavoastră. Vedeam toate amănuntele. Și operațiile la microscop au devenit o rutină, o obișnuință acum.
Însă îți trebuie răbdare, că asta nu e o operație care durează 5 minute. O operație la microscop, ieși de acolo cu o oboseală infernală, parcă nu oboseală fizică. Nu. Ești extenuat în primul rând pentru efortul ăla de concentrare pe care îl faci, știind că nu-i faci rău omului, că îl operezi când vezi casa foarte deschisă și vezi absolut toate amănuntele. Dar ești obosit de acolo. Oboseala asta a doctorilor e diferită de oboseala fizică a muncitorului care cară greutăți și nu știu ce. Ăla bea un șpriț, mănâncă, se odihnește și la revedere. A doua zi e bun de... Poate de asta și aveți nevoie de un anumit tip de muzică, de un anumit tip de relaxare, da. De niște sporturi pe care... Da. Le faceți și dumneavoastră, da, le practicați, nu, și păi le-am făcut. Azi. Păi și eu înainte operam cu muzică. Dar muzică, adică făceam meloterapie, pentru că există... Această specialitate, sigur, da. Există. Doar pe la noi nu există. Și pentru asta a fost scandal. Uite, bă, a venit ăsta cu magnetofonul să ne... În fine. Dar ce făceam? Când au apărut casetofoanele astea... Pentru liniștea bolnavului, că eu nu făceam asta numai pentru mine. Apoi am început să citesc. Am văzut că și pentru pacient e bine. Și am avut pacienți, de exemplu, care... Exact, pentru că omul vine cu o teamă. Stai, bă, intră ăsta, mă operează pe spate. Da, dacă se întâmplă ceva. Dacă se întâmplă și nu știu ce. Și eu întrebam familia, doamnă, ce muzică îi place băiatului? Muzică populară. Zic, aduceți-mi niște casete cu muzică populară. Nu, puneam înainte să-l adoarmă, adică să-l intubeze anestezistul. Pregătire. Și de trezit tot cu muzică populară îl trezeam. Adică făceau parte din tratament. Era un protocol, să zicem, pe care dumneavoastră... Nu, îl făceam eu așa, pentru că aveam și eu nevoie de o relaxare. De exemplu, mi-aduc aminte că am operat odată ceva foarte rar, pe o melodie, dacă vă aduceți aminte de filmul 7 ani în Tibet. Da. E o melodie care la un moment dat călugării aia care bat o toacă încet, încet și eu știu că spuneam în momentul ăla easy, easy, adică ușor, ușor, pentru că nu trebuia să intru în creier și aveam un furtun pe care îl îndreptam să ajungă într-o zonă unde era o colecție de sânge veche. Și când am ajuns acolo, a fost așa o ușurare extraordinară. E un gen de plăcere pe care nu poți să o descrii decât dacă o trăiești. Care a fost cea mai dificilă operație? Am avut multe. Multe? Multe. Cap? Cap, pe asta au fost. La cap au fost multe. Am avut și alte operații. Mi-aduc aminte pe coloană un copil care a căzut într-un cuțit și i-a curs lichid prin... Nu, era în pericol să moară, să facă meningită, că cuțitul i-a intrat, norocul lui că nu i-a atins mădua. Și a fost greu de făcut pentru că în zona asta a toracelui măduva e foarte apropiată de os și dacă o atinge... Se întâmplă, îl lași paralizat. Te l-a scăpat. Nu, că a plecat acasă, ok. Adică n-a făcut meningită, că asta era pericolul. De asta murea, nu mai rămânea nici paralizat, nimic, murea. Dar s-a făcut bine. Câteva zile, 3-4 zile era ok. Cât de mare e satisfacția după astfel de cazuri care sunt acolo, la limită, după acel efort care vă... Asta a fost, v-am spus, o luăm iar de la capăt. Deci dacă îți place ce faci și o faci cu ușurință. Când nu-ți place să faci și îți place să scrie aici neurochirurg, te mai împiedici. Sau ne uităm în altă zonă. Da. Unde altfel stau lucrurile. Da. După atâția ani de pensie, care n-a însemnat plecarea din zona asta, mergeți în continuare la cabinet. Da. Trei clinici private. Trei, da. Pentru cei care m-au întrebat ieri, spre exemplu, când am spus că vreau să fac emisiune, a spus da, unde, anume, îl găsim pe domnul doctor. Dar de ce nu v-ați făcut noastră propriu cabinet? Păi, la cabinet îți trebuie să ai bani. Lumea ar spune cum se poate.
Da, da, știu, auziți, stați, da, domnul Zaharia, de care spuneau, cam, spuneau pe vremea lui Ceaușescu, cam tablouri de aur, cam, cum îi spune, am un milion. Eu știam că aveți o cărți. Cărți, da, cărți am, sport. Nu, cărți am și sport, nu, asta da, schiurile, pot să le dau o pereche de schiuri la chirie și cărți le dau dacă îmi promut. Nu. Pentru că ținem la cărți, așa este, asta da. E latura cea mai. Da. Dar... S-a schimbat, acum văzând din exterior, în bine sau în rău, zona asta pe care atâția ani ați gestionat-o, ca funcționalitate în spital, ca funcționalitate la dispoziția pacienților? Au evoluat sau lucrurile s-au tulburat cumva? Nu știu. Adică nu știu ce se întâmplă în spital. Pe mine, niciunul dintre cei care au venit, că au venit, mi se pare, 8-5 după mine, nici unul n-a venit să mă întrebe sau să-mi ceară vreun sfat vreodată. Dar nu-i nu, păcat? Nu, nu, nu. E de orgoliu? Da, sunt chestii de orgoliu și, cum să vă spun eu, mici interese pe care le au fiecare. Dom'le, ce să vină ăla acum că îl cunoaște lumea, nu ne cunoaște pe noi. Auziți, eu le înțeleg perfect și v-am spus, nu mi-am făcut niciodată probleme. Eu stăteam liniștit acasă când am primit telefon dacă vreau să vin la policlinica cu tare. Am rămas pentru consultație, știți, să facem un contract. Bine, doamnă, vin. Ok. Până mă a aflat altă policlinică, da, vreți și la noi, măcar o zi, două zile, mă vin. Minunat. Și am venit și m-am ocupat toată săptămâna. Adică chestia asta pot să vă spun că mi-a făcut și un serviciu mare. Adică, că vă ține activ. Nu că mă ține activ, numai că mă ține activ. Dar m-a obligat să mai aflu și alte lucruri de alte boli, de care altădată... Deci tot nu pasiune, tot zona asta, păi nu, până la capăt. Păi ultima carte pe care mi-am cumpărat-o, am dat pe ea $470. Deci tot ce am câștigat într-o perioadă de 3 luni de zile, de la două policlinici, am dat pe o carte din America, nu din România. Adică... Pasiunea rămâne pasiunea. Păi... Am ajuns la finalul emisiunii. Okay. Mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi și să știți că eu aș îndrăzni să vă mai rog, așa, printre timp, când mai aveți un pic, așa, o fereastră, plăcere, să mai fiți alături de noi, de ce nu și cu sfaturi pe anumite zone medicale, numai. E o reală plăcere. Da, o să vin cu plăcere. Mulțumesc foarte mult. Plăcere. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și dumneavoastră. Rămâneți cu Ploiești TV. La revedere.